Odată cu promulgarea legii salarizării și posibilitatea de creștere ale furilor pentru funcționarii din cadrul primăriilor, Marius Creciu, primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, s-a întâlnit cu mai mulți omologi din țară pentru a discuta despre cum vor aborda această nouă situație. Cert este că niciun funcționar din primărie nu va avea o lafă mai mare decât a viceprimarilor. Astfel, în primăria Turnu Severin, niciun angajat nu va avea o lafă mai mare decât Folescu și Gârjan. Astfel, conform ultimei declarații de avere, Daniel Gârjan ar câștiga pe lună din fotul lui de viceprimar al Severinului între 3.500 și 4.000 de lei noi pe lună. O întâlnire cu Comitetul Director Asociației Municipiilor din România. Ne-am întâlnit mai mulți primari în ideea de ne împărtăși experiențele în domeniul administrației publice locale, plus noile reglementări privind legea salarizării. După cum bine știți, a apărut legea salarizării în administrația publică. Există posibilitatea la nivel de primărie ca salariile funcționarilor publici și contractuali să fie aprobate de Consiliul Local în anumite linii ale legii. Adică, în primul rând, toți funcționarii din primărie vor avea cel puțin salariile care le au acum, dar există posibilitatea la unii, în funcție de implicare, în funcție de sarcinile pe care le au, de modul cum își desfășoară activitatea, să le putem crește. Nu poate avea nimeni un salariu în primărie mai mare de cel al viceprimarilor, deci în primărie în acest moment are cel mai mare salariu primarul, urmează viceprimarii, iar toți funcționarii din primărie nu pot avea salariile mai mari decât cele ale viceprimarilor. Marius Creciu nu este de acord să crească salariile funcționarilor din subordinea sa dintr-un motiv foarte simplu. La momentul aprobării bugetului din primărie, bugetul de salarii, nu era în vigoare această lege și nici nu există sursă bugetară pentru a fi crescute acum aceste salarii. Dar de la 1 ianuarie 2018, funcționarii din primăria Turnu Severin au de ce să se bucure. Primarul promite creșterea lefurilor. Pe zona de funcționari publici, funcționari contractuali, salariile, în principiu, primăria Drobeta Turnu Severin le va crește începând cu 1 ianuarie 2018. Pentru că noi n-am avut bani prinși în bugetul primăriei pentru salarii și încercăm, ca începând cu 2018, să venim cu aceste reglementări.